Mă aflu în Piatra Craiului și tocmai am plecat de la Plaiul Foii. Astăzi am în plan să urc pe traseul de la Lanțuri până la vârful la Om sau Pâscu Baciului și dacă vremea o să îmi permită, o să fac și o bună parte din creasta nordică. Deocamdată creasta are o căciulă de ceață, dar sper să ridice, să fac și o bucată din creasta. Altfel, am să cobor pe unde am venit. Am luat marcajul cu bandă roșie care o să ne ducă până în creastă. Am încărcat cu apă. Înainte de refugiu este un izvor. Oricum, tot timpul plec de la începutul traseului cu plinul făcut de apă. Să nu cumva să fie izvoarele secate și după aia să rămân fără apă. Mai ales aici, în Piatra Craiului, în care sus pe creastă, după cum bine știți sau nu, nu există nicio sursă de apă. De fapt, țin minte că am făcut creasta de la nord la sud, rămăsesem fără apă și acest izvor ne-a salvat. Tocmai am trecut de refugiul Șpirilea. Până aici am făcut cam o oră jumătate. Ceața încă persistă acolo sus în creastă, dar sunt încrezător că până o să ajung sus o să dispară. La zona de Lanțuri ar fi unul dintre cele mai tehnice trasee marcate de la noi din țară. Hai să vedem dacă o fi mai dificil ca Custura Sărății, pe care am făcut-o acum ceva timp. Deci, în afară că traseul este palpitant, este și super fain. Sunt aceste stânci ca niște castele. Frumos traseul și am prins vremea chiar super astăzi. De fapt, am văzut că o să fie o țară de ceață, dar partea importantă este că nu o să fie precipitații sau cel puțin așa arătă pe prognoze. Mai încolo
O să vedem. Și oricum aveam un plan acest traseu, așa că astăzi a fost ziua perfectă să vin aici. Aici ar fi fost necesar și o cască. Nu știi de unde vine la vale vo piatră. Mai ales că aici pe traseu am văzut și urme de capre negre. Aproape de refugiul Grind, mai avem aici un ultim hop, să zic așa. Ceața apare, dispare, dar am să hotărăsc sus dacă o să fac o bună parte din creasta nordică. Tocmai am trecut de refugiul Green 2. O să mai merg pe creastă până la vârful la om, cel mai înalt pisc din Piatra Craiului. Și după aceea cred că o să fac o țară din creasta nordică. Ceața tot dispare, apare. Și până aici, până la refugiu, am făcut în jur de 4 ore. La refugiu Grind am luat marcajul cu punct roșu. Am trecut de vârful la om, cel mai înalt pisc din Piatra Craiului, și am decis să continui creasta și am să cobor pe la Ciorânga, pe la brâul Ciorânga. O să fie o tură lunguță, solicitantă, dar o să se merite tot efortul.
Măi, e faină perspectiva de astăzi. Când am făcut creasta, am luat-o de la nord la sud și uite acum această bucată de creastă o fac de la sud spre nord, deci o să văd altceva. Astăzi la lanțuri a fost de scormonit, cățărat, șufe, lanțuri. Mă așteptam să fie o țelă mai scurtă, dar chiar a fost un, adică partea aceea a fost puțin mai lungă. Cât despre lanțuri și costura sărății, sunt două trasee diferite, dar în același timp fascinante. Deși pe costura sărății mi se pare că au fost mai multe lanțuri, dar după cum v-am spus, amândouă sunt fascinante, așa că nu există grad de comparație între costura sărății și la lanțuri. Am trecut de vârful Ascuțit și după cum ați văzut pe indicator, nu prea m-a încurajat, mai mult te demoralizează, dar haideți să vedem cât timp o să fac până jos. De la câțiva metri mai în față de vârful Ascuțit, am luat traseul marcat cu triunghi roșu spre Ciorânga sau pe brâul Ciorânga. Coborârea până acum a fost un test pentru genunchi, abrupt și alunecos. Și sper să ajung pe timp de zi la mașină.
Aproape am ajuns la mașină, ceasul este 7 fără un sfert. Am început coborârea la 31 sfert pe la vârful ascuțit. Deci mi-a luat undeva pe la 3 ore jumătate, nu 5 ore jumătate sau 6 ore jumătate cum era scris pe panou. Sper că v-a plăcut această mică aventură și v-am salutat până la viitoare. Ciao!